20 de elevi de la Liceul Teoretic Horia Hulubei din orașul Turnu Măgurele, județul Ilfov, au venit astăzi la capela cimitirului Izvorul Nou din capitală să aducă vestea nașterii Domnului comunității adunate în jurul acestui sfânt locaș. Că venim acum, vă colinda, florile sunt albe, flori de măr. Omul bun ne va primi și cu drag ne va cinsti. După dati colindăm, la mulți ani noi vă urăm, la mulți ani noi vă urăm. Evenimentul de astăzi a prezentat o bucurie pentru comunitatea de la cimitirul Izvorul Nou, comunitate care s-a strâns în jurul altarului de aici, de la capela cimitirului Izvorul Nou, și deși suntem în mijlocul cimitirului, totuși avem menoriași care participă duminică de duminică și sărbătoare de sărbătoare la Sfânta Liturghie și la pomeniile pe care le fac ei pentru cei dragi adormiți ai lor. Am încercat să aducem o bucurie și celor întristați și celor îndoliați care participă de obicei la Sfânta Liturghie, aducând copiii de la Liceul Teoretic Horia Hulubei din orașul Măgurele. Și deja este o colaborare între noi, Capela Cimitirului Izvorul Nou, și acest liceu, unde, de fapt, eu am fost și eu elev al acestui liceu atunci când am absolvit școala generală. Este începutul unei mari sărbători pe care cu toții o așteptăm și se știe din străbuni că încep acești purtători de Dumnezeu, copiii, să colinde din ziua de Sfântul Nicolae până după bobotează. Și noi cântăm colinde și la școală, de pe 6 noi, decembrie până la vacanță. Apoi fiecare se duce pe unde poate. Este, cred că, cel mai frumos moment din an. Mai sunt și alte colinde, nu doar de Crăciun, dar acesta este înălțător, după părerea mea, și încerc să transmit copiilor dragostea pentru Dumnezeu, pentru tradițiile noastre românești care sunt minunate, și să nu împrumutăm colindele altora, ci să le păstrăm și să le ducem mai departe pe ale noastre. La eveniment au participat și reprezentanții ai administrației cimitirelor din capitală. Colaborarea aceasta dintre Biserica Ortodoxă și administrația cimitirelor, care este sub tutela Primăriei Generale a Capitalei, zicem noi că va da roade și a început deja să dea. Această capelă intră acum în reparație, tot ca urmare a demersurilor făcute de directorul cimitirelor, și sperăm ca în următorul an și celelalte capele să intre tot așa în reparație, și în felul acesta oamenii care vin aici să se simtă mai bine, să aibă condiții mai civilizate. Pentru prima dată, de când mă știu, am auzit aplauze într-o biserică, să zicem, capelă, biserică, ceea ce e un lucru excepțional. Se pare că avem nevoie de în ce în ce de mai multă cultură și de mai multă cultură ortodoxă. Astăzi a fost o impresie excepțională. Deci orice cor, orice acțiune de genul ăsta înseamnă mai multă cultură. M-a apropiat de Dumnezeu și de Hristos. La final, cei mici au primit mere, colăcei și alte daruri.